Hello, hello și bine ați revenit la un nou filmuleț în familia noastră. În spatele meu îl puteți vedea pe Cipriot. Ciprioțul este în acțiune, curăță bucătăria. Bun soț am. Și da, este duminică, afară este zăpadă și haideți să ne apucăm de treabă. Nu știu dacă va fi un clean with me sau un vlog de familie sau ceva combinat. Vedem ce iese. Ok, let's go! Ok, astăzi sunt plină de energie, am multe în plan, vreau să fac multe, să vedem dacă îmi și iese. Și momentan am venit în beci pentru că știam că am o mașină de făcut popcorn. O am de mulți ani de zile, cred că am folosit-o de două ori, este nouă-nouță. Și vreau să văd unde este, să o scot, pentru că vreau să fac popcorn la ea, pentru că pot să fac fără ulei. După care să facem o, nu știu cum se numește, ghirlandă din aceasta, din popcorn, și să punem pe brad. Are o denumire, dar nu mai știu cum se numește. În fine, și de asta am venit în batch, sper să o găsesc, sper că nu am aruncat-o sau că nu am dat-o. Ha, am găsit-o, ia uitați unde este. Pusă bine la păstrare. Apala. Ups. Nu fac la ea pentru că iese popcornul ca muscat. Prefer să-l fac eu. După metoda clasică, tradițională, dar pentru că acum le punem în pom și nu vreau să fie mai uleioase. Bine că nici ale mele nu ies uleioase. Ies ok, normal. Dar nu vreau deloc să aibă ulei, tocmai pentru că le pun în brad. Și da, m-am gândit să folosesc mașina. Ok. Să punem la loc restul de lucruri. Aici am chestii. Sunt așa pe care le păstrez dacă mi se strică alte lucruri pe care le am. Și da, aici le țin jos în beci. Intră? Hai, intră. Așa, bun. Încerc să adopt stilul minimalist, dar unele lucruri le țin, pentru că dacă se strică altele pe care le am, nu vreau să dau banii din moment ce deja am altele. Și da. Ok, m-am aici niște cuțite de la Tefal, nu unuțe, de câțiva ani de zile. Au început să se strice cele pe care le avem, încă mai pot fi folosite, dar cred că urmează în curând să ne înlocuim și uitați, nu mai dau banii, că am deja. Ups. Încă unul aici. Bun. Ok. Tati? Poftim. Mulțumesc. Cu plăcere. Da. Eric, poftim? Și ție? Opelea! Ia să vedem, astăzi este... Calenda 2. Ce ușă trebuie să deschidem astăzi? Nu, a fost ieri. Unu, mă trag, mamă, uite. E s-a făcut la urmă. Noi, da. Beuțe. Unu, doi. Unu, doi. Da, a fost doi, l-ai desfăcut ieri pe doi, nu? Donkey Kong. Astăzi trebuie să desfacem... Edi, ce număr desfacem astăzi? Trei! Trei, așa este, foarte bine. Ieri nu și-a deschis. De aceea. Nu ți-ai deschis ea doi, ba, cred că da, sau? No. Unde e doi? Asta e unul. La mami nu a făcut auto. Și unde e doi? Îl găsim? Aici e doiul. Dar ia vezi dacă e deschis. Uite. Ba da, dar ai mâncat și ai pus la loc. Nu am mâncat. Uite, mami. Ce-a desfăcut numărul doi? Edi, știu sigur că l-a desfăcut. Ia să vedem aici dacă e desfăcut. Mama, e clar că e. Ia deschide aici, nu cred. Sau nu fi desfăcut? Aici. A, înseamnă că ăla e al tău, Eric. Ăsta e al tău. Da. Stai așa, facem schimb de calendare. Ăsta e al lui Eric, el nu și-a mâncat ieri de la ușița cu numărul 2 și tu ți-ai mâncat. Ok, și astăzi aveți voie să deschideți și ușița cu numărul 3, da? Da. Ok. Edicu, un calendar 3. A fost în avans. Da. Căutați treiul? Voice dry. Aici le-am găsit. Bravo. Hai că după aia facem popcorn pentru brad. Bravo. Foarte bine.
Și mai târziu desfaceți alt calendar advent, da? Ok. Ok. Bun, acum le ia mami. Nu zic nu. Iubirea mea, astea nu acum. Iubirea ta. Mami, atacată de popcorn. Film horror, atacul popcornului. Am ternat o ață din aceasta, am făcut prima dată mult mai lungă ața, dar s-a încurcat și a trebuit să tai de vreo două ori. Și cred că de o oră întreagă lucrăm la popcornul acesta, l-am ternat, între timp băieții s-au apucat de gătit, băieții gătesc, fac cărniță, acolo este cărnița de pui. Ok, și acum eu vreau să pun popcornul în brăduț. Thank you.
Cam acesta este rezultatul final, așa arată produsul nostru cu popcorn în el. Este prima dată când punem popcorn în brăduț. De mult timp am avut această idee, de mulți ani am vrut să o fac împreună cu copii, însă erau prea mici și pentru că am folosit AC, nu eram sigură dacă să fac această activitate cu ei, însă pentru că acum sunt mai măricei, am hotărât ca anul acesta să o facem și chiar mă bucur că am reușit. Iar acum vreau să aranjez puțin pernițele pe canapea, am și niște pernițe decorative pentru Crăciun, dar Eric are alte planuri, nu vrea deloc să lase pernițele așa cum m-am gândit eu să le pun. El vrea să decoreze cu totul altfel și l-am lăsat să facă cum vrea el, pentru că până la urmă de aia împodobesc casa, de aia fac atâtea lucruri pentru această sărbătoare, ca să se simtă copiii bine, să fie ei fericiți, pentru că altfel dacă era să nu am copii și să fim doar noi doi, eu cu Cipri, ei bine, sincer, Crăciunul ideal pentru mine ar fi fost să stau în pat, la filme de Crăciun toată ziua, să dorm cât mai mult, să mănânc tot în pat și să mă relaxez, pentru că, da, după atâta muncă, sincer, asta îmi doresc, dar pentru că am copii, ei bine, pentru ei fac toate aceste lucruri, pentru ei decorez, pentru ei am împodobit brăduțul, pentru ei fac fursecuri, pentru ei vine Moș Crăciun și tocmai de aceea îl las pe Eric să decoreze cum vrea el. Așa arată după ce a decorat Eric, el este fericit, eu la fel pentru că lui îi place, iar acum vreau să aspir aici jos în living, de fapt tot parterul pentru că este numai popcorn de la ghirlanda aceasta de popcorn pe care am făcut-o, așadar vreau să aspir. Băieții mari testează luminițele pe care vor să le pună afară, în grădina din spate. Eric este afară, în zăpadă, iar eu în timpul acesta vreau să curăț puțin comoda aceasta pe care stă televizorul și PlayStation-ul, pentru că este plină de praf.
poți să faci pe acolo, pe lângă gard, să dai zăpada? Ca să... Băieții vor să pună luminițele, să le monteze pe brăduț, pe gard. Și Cipriotul meu, uite unde și-a pus berea la rece, în zăpadă. Oi, 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 oi. E rece? Mai mișe. Da, e rece. Și avem la zăpadă, ia uitați câtă zăpadă e. Deci plină, trambulina. Edi, multă zăpadă. Tu ia lopata aia mică și trebuie să facem loc aici, să ajungem la gara. Ce fain arată brăduții înzăpăziți. Și aici vor să pună băieții luminițe aici și pe celălalt. Sărac, umor. Nu cred că mai trece, săracul a trecut prin multe, dar... A înghețat. Ce frumos e. Ui. Așa, dă zăpada jos de pe lopata, bravo. Așa. E rece afară. Și am ieșit în hainele de casă. Ta-da-n! Ta-da-n! În mijlocul iernii, deocamdată nu mi-e rece, da. Când mi-e rece, intru în casă, da. Mami, ăsta a fost aici. Acolo a fost. A rămas acolo. Că noi o să înghețăm când tu nu ai nimic afară. Păi da, dar eu nu stau așa mult ca voi. Eu intru în casă imediat că îmi duc popoul la căldură. Okay. Popoul meu nu stă afară în frig și în cer, al vostru stă. Al vostru? Al tău, mami? Al meu nu, că eu mă duc imediat în casă. Cât timp băieții sunt ocupați cu luminițele, eu mă duc înăuntru să-mi fac un audio la un filmuleț Clean With Me pe care l-am făcut. Profit că ei sunt afară și că e liniște în casă ca să pot să înregistrez, să fac audio, pentru că altfel n-am nicio șansă, trebuie să fac tot când dorm copiii. La fel trebuie să învăț pentru examene tot când copiii mei dorm, pentru că altfel, uitați, mami, deja are nevoie de ceva. Ce vrei să fac? Ce să-ți dau? Un panduit? Vreau un panduit să-i dau. De care vrei, blau? Da, uite-ți mie, îmi place blau. Hai să văd dacă reușesc să scot. Poftim. Ia zici toate. Nu toate, mami. Ce să faci cu toate? Mami, vine eu pe toată albastră. Te ajut? Da. Îmi mai dau unul? Tot albastru? Da, tot. Tot albastru? Da. Mami? Poftim. Eu nu mai am unul și... Ia-le că o să-ți înghețe mâinile. Mami, dacă... Eu nu pot prind astea. Treaba ta, o să-ți înghețe mâinile fără mânuși. Și da, după cum spuneam, întotdeauna cineva are nevoie de ceva, îi trebuie ceva, se întâmplă ceva, nu poți să faci alte treburi pe care le-ai de făcut, de exemplu să înveți, după cum spuneam, învăț nopțile ca să reușesc să învăț ceva și să scriu ceva la examene, pentru că altfel aș lua niște note foarte rele. La fel cu filmuletele, când trebuie să fac audio. Și acum sper că nu mai are nimeni nevoie de nimic, jumătate de oră măcar, ca să pot să mă duc să fac ceva. Gata, am plecat. Nope, n-am nicio șansă să fac niciun audio, am fost jos la Eric, iar a avut nevoie de ceva și cred că nici nu mă mai chinui să fac audio acum, pentru că sigur o să mă cheme din nou. Așa că am închid laptopul și o să fac chestia asta la noapte, când el doarme. Ok, mă duc jos din nou. Am aici niște electronice care sunt stricate. Avem niște controlere de la PlayStation care nu mai funcționează, un telefon, la fel și el, foarte vechi, care nu mai merge, un laptop care s-a stricat, este laptopul pe care l-am avut eu înainte de acesta pe care îl folosesc acum și 2 ani m-a ținut, de deja după un an foarte greu mergea și da, nu mi-a plăcut deloc laptopul acesta, nici măcar nu o să mai îmi cumpăr marca asta pentru că nu mi s-a părut deloc bună. Prefer o marcă mai scumpă, renumită, dar care într-adevăr să mă țină și să mă ajute, mai ales pentru editat. Și aici tot așa avem o mașinuță care, săraca, e cum e. Și da, vreau să le pun pe toate într-o pungă. Și săptămâna viitoare, poate în weekend, sâmbătă, poate
Să le ducă ciprii ca să le aruncăm. Nu putem să le aruncăm oriunde. Trebuie să le ducem în locuri unde le putem da și mai departe se ocupă ei de genul acesta de lucruri. Și asta vreau să fac acum, pentru că le am aici de ceva timp și le tot țin și dacă nu le iau de aici, aici vor rămâne. Și da, vreau să eliberez puțin aici. Și cred că am folosit jumătate din ce este aici, din toate cutiile acestea. Aici jumătate este goală de cutie, cealaltă jumătate la fel și cam toate cutiile sunt jumătate goale, dar nu am folosit toate decorațiunile pentru că sunt prea multe. Și dacă mai țineți minte, în câteva filmulețe anterioare am spus chestia asta, cu cât înaintez în vârstă, parcă îmi doresc mai multă simplitate și nu mai îmi place cu mulți clipici, să-mi ia ochii, să fie cât mai mult. Parcă îmi doresc mai simplu, mai puțin și mai simplu, dar mi se pare că este mult mai frumos și mai elegant. Și da, nu am pus multe, am pus așa câteva. Vrem să servim cina, mâncărica este gata și pentru că astăzi se aprinde prima lumânare de advent, n-am mai cumpărat coroniță pentru că am găsit niște lumânări, acelea micuțe sunt 4, așadar astăzi o să o aprindem pe prima. Este micuță, dar-i drăguță, uite ce frumos este. Da-da? Moș Crăciun? După ce servim cina, vreau să mergem afară să vă arăt luminițele, să vedeți cât de frumos este. Mai ales că acum este întuneric, este seară și se văd mult mai bine. Ne mulțumim, noroc! Erica a vrut cartofi la cuptor. Am mâncat. Acum nu mai vrea să mănâncem. Ha-ha, unde a pus cipriotul meu, prăduții aceștia? Acum am văzut și eu. I-a pus aici. De obicei îi puneam în față, în grădina din față. Ce alunecă! Era să cad. Și uitați ce bine arată totul. Luminat! Frumos! Îmi place! Ce bine arată! Parcă acum intrăm în spiritul Crăciunului. Când sunt luminițele puse. Brăduții la fel. L-au zis pe Opa? Eu l-aud, cred că vorbește cu cineva la telefon. Foarte fain arată, îmi place cum a ieșit. Și da, noi o să mergem să ne uităm la un film de Crăciun împreună cu copiii. Și ieri ne-am uitat. Edi astăzi vrea să vadă alt film de Crăciun. Mergem să le facem băiță și după aia la culcare, că începe o nouă săptămână de muncă. Așadar, vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!